Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. A, uitați, am prins vulpea, domnule, am prins vulpea la pește. Ia și faci aici, și acolo, doamnă. Dar mișcă aici? Mișcă? Uite, am prins vulpea la pește. Ia. Da. A, dar ce avem noi aici? Și pește avem noi aici? Ce avem noi aici? Am prins vulpea la pește. Hai să-l dăm rapid jos, ca să nu rămână fără oxigen. Că e de partea adusă asta, cred că de la Dâmbovița, de undeva. Și rămâne fără oxigen. Hai să-l luăm, să-l ducem la iaz. Ia. Domnule, tot băgăm aici, dar și când o scoate acuși. Ia să vedem noi dacă temperatura e aproape. Deci e la 4 grade, dar dacă are gheață în ea și asta, cred că are și asta, că trebuie. Ia să vedem. Ia. Hai, tată. Mai amiețit și cu ea. Uite tu și cu tine. Ești amiețit? Ia. Ia. Mai sunt? Ia. Hai după altul, doamnă. Hai după altul, doamnă, hai. Ia să mă duc și eu. Ei, i-au adus la 4 grade. Și aveam apa, avea vreo 12. Am pus zapadă în ea ca să o aducem cam la aceeași temperatură. Că e de la Dâmbovița, îți dai seama. Să vedem cum o să meargă aici în apele noastre. Ea mi-e țâtă, e duhul runcinat, o făcut 5-6 ore. Sunt atâția sute de kilometri de la Dâmbovița. Să sperăm că o să se acomodeze și că o să crească, o să facă mai mare. Ha, storceac scrie pe tine. Da. Așa, tată, bravo. Doamnă, n-ai cules mierde. Auzi. Da. Auzi. 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 Nu știu și pe aici roșia. Auzi. Nu o să mai văd acolo. S-o dus ăștia, sub gheață. Fac submarin, fac bărcuța. Da. Aș mușca din el, dar cred că e înghețat să-l luăm acasă ca să se dezgheță. Auzi frumos. Auzi frumos. Hai, doamne. Dar și pregătiți aici, doamnă? Pungi. Pentru? Pentru pastramă. Gata, mi-o ascunde. Domnule, am zis și eu că mi-am făcut și eu acolo din doi berbecuți pastramă. Acum s-o ascund și o bagi la congelator. Hai, de bine, de bine. Dar altfel cum s-o păstream pentru mai mult timp? Bine spus, bine spus.
uitați, aici pastramă, bucăți, bucăți, au adus câteva care să le viteze. Da, s-a și mâncat, s-a distribuit și mai avem. Ia uitați-o, lepuță, că cât de șmecher poate fi. Și-a pus, a pus eticheta, a pus-o înăuntru în pungă. Și dacă trage acum scrisul, când videz, trage scrisul, ia să vedem. Ia. Ia. Mamă, dar și-o strânge ea. Pastramă berbecuț, ianuarie 2024, ia. Ia. Aici, dacă tu umidezi. Nu-i bun nici așa. Să umezești eticheta, aș nu se mai cunoște. Ai, doamnă, vedeți? Tot pe exterior trebuie să o pun. Știi? Ia să vedem, ca să știe ea. Îl dor pulpele din berbecuț acum. Da. Îl dor pulpele pe berbecuț, ia. Ia să vedem, doamnă, dacă ai pus eticheta după cum a zis Mihaiță. Ia, s-o fugi de acolo din col, cușeala. A pus mai o... Ia, tot o strânge și nu mai vezi. Păi bun. Ia, da. Ce se mai vede acolo? Aaaa, ne-a o grămadă. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Aoleu! În mașină, m-am lovit. Ce avem noi aici? Avem saci. Ce avem noi în saci? Noi aici în saci avem. Ce avem? Ia să vedem. O scos aici. O scos pe aici așa, vârful. Ha? Ce este asta? Avem ceva bun. Ceva bun care place la oițe, la iepuraș și la struț. He? Ce credeți că este? Ia să desfacem un sac să vedem ce avem înăuntru. Ce avem noi aici? Morcov. Da, uitați, aici morcov. Da, domne. Am găsit o ofertă de morcov și am luat câțiva săcușori, o bienă de asta, să dau la struț. Așa să umblăm cu tot felul de chimicale, de premixuri. De... Bine că eu n-am dat niciodată așa ceva la struț, dar acum vreau să le dau ceva natural, ceva bun și să vedem care o să fie rezultatele. Ce fel de ou o să fac? O să-l fac albi sau roșii? Glumesc, bineînțeles. Da, un aport de vitamine, de minerale. Are tot ce trebuie. Fosfor, calciu, magneziu, caroten, nu mai zic. Vitamina A, B, C. Toate vitaminele posibile și imposibile. Ei, și dacă tot am băgat morcovul la beci, la temperatură constantă, umiditate controlată, da... Haideți să vă arăt și cum îl dau la animăluții. Stați aproape aici, vedeți cum îl dau prin răzătoare, cum îl mănâncă struții, oițile, că pentru ei l-am luat. Opa! Îngheța și are aici. Și a rămas morcov acolo. Thank you.
Arată morcovul ăsta zdrelit. Mai iese și bucățele mai mărișoare, dar le înghete de numai. Eu am mai dat și ieri, i-am mai dat și o mâncat încât erau în stare să iei bucățele întregi. Da, domnule, le dăm vitamine, caroten și alte treburi. Și conține morcov. E extraordinar de bun. Așa. Deci trebuie să mai pun într-o altă găletușă. Da, să mai caut o găleată și să mai pun încă o găleată. A, da, bună dimineața. Da, bună dimineața. Dar ce fac aici fetițele și băieții? Ce fac? Așteptați morcovel? V-am învățat rău, da. Da, vreți să vă desert voi de dimineață, vreți să vă fac salată biof cu cartofi, cu morcov, da? A, tu ce te uiți, mă? Ce te uiți, mă, așa? Ce spun eu acolo? Da? Și ce vorbești, mă? Ce vorbești tu acolo? Hai că vă dau acum imediat. Au cum vă pune tata aici. Ia. Ia să le dăm o lecuțăcă și de șpriț. Că n-are morcov, dole, n-are gust fără sare. Dăm cu un lic de slatină. Gata. Poftă bună de acum. Haideți la mâncare. Ha? Haideți, mă, la mâncare, mă. Hai să-i mai punem ceva, domnule, aici. Mai punem ceva. Punem și niște tărâțe de grâu, nu? Punem aici o friș ca pe prăjitură. Punem și zahăr de aici, putră. Să aibă aici lapte la... Era să zic la purșei. La mielușei. Ia cu... Acum chiar că pot să vă zic poftă bună de-a. Vă place, mă? Vă place, da. Sunteți acum voi sătulică. Da. V-am dat și ieri, e weekend la voi, da. Și acum mi aici să vă bombardești. Da. Ei, să mai aleargă pe aici, să fugăresc. Da, de mâncat mănâncă. Să vede părul pe ele. Bă, gălăgii, faceți ouă, ați făcut ceva? Ia să văd eu că... Ratele s-au învățat și fac aici ouă. În... Uite, da. Cât e aici? Unul singur astăzi? Ieri am luat patru. Unul singur astăzi aici. Ia să văd, ori e prea de vreme. Cred că e prea de vreme ca să... Ia să văd acum să și mai încoace. Da, așa au fost într-o zi. Eu patru într-o zi, eu unul. Da. Aici nu cred eu că este nimic. Da, gâștile încă nu. E bun ăsta, e bun. Ce-i mai, Nicușor? Nicușor, care-i treaba? Dansezi, tată? Ia uitați-o, lecuță, că aici am cartofi fierți și zdrobiți. Le-am pus ieri morcov și o șugulire pe aici, de pe jos, și mi-am dat eu seama că îl împrăștii, nu pot să-l pun dincolo cu furajul. Aici apa a înghețat un pic. Am adus eu treucile astea. Asta și mai este încă una. Și o să încerc să le pun în treuși, dacă nu o să le fac ceva suspendat de lemn mai sus, că așa pe jos bine că o să șoculească, cred că tot, acum nu le este foame, sătui, dar parcă nu prea bun, nu prea bun așa pe jos, o să încerc să găsesc o altă modalitate, dacă nu fac din lemn niște treucuțe și le dau așa, băi, Nicușor, nu e bun pe jos, nu? Unde-s fetele? Stau acolo la vale? Ou, eu aștept ou, ce faceți voi? Tu nu! Tu nu faci ouă, normal. Ia Nicușor. Hai, voi nu prea știeți, uite, e puiul aici. Voi tot pe jos dați. Uite așa. Hai să mai pun aici, șoleacă. De...
Tot așa e cu garnitură, e frumos, așa mai trebuie niște pătrunjar. Hai, tata, hai. Mergem la următoare. Gigiele, care-i treaba? E, ia uitați, aici. O mâncat cât o mâncat, așa le-am dat. Am văzut că le place și am zis că să le dau pe săturate. O mai rămas eu, adică, dacă mi-ai lăsat vreo oră, două, consumau tot. Da, și aici o altă treaucuță. Ia să le pun și lăși. Ce fac fetele? Fetele, ce fac? Hă? Gigiele, care-i treaba? A, vă uitați la cartofi, așa-i? Hai că v-am adus și vouă barabulele, ia. Uite, vă plac cartofii fierți, așa-i? Cum să nu vă plac? Plac și mie, da, vouă. Așa, așa să punem și o leacă de ornament aici. Uite, așa-i, tata. Aha, îți place morcova cu cât ții mai mult. Gata, următoare. E, mugurei, ha. Vă place, tată? Aici v-am pus indies, morcovul deasupt și cartoful deasupra. Uite cum se împing aici așa. Trebuie să vă fac și vouă treucuță să vă pun. N-am ce face, tuturor asta îmi cer scuze. Dar pe, în Africa cum mâncați? Nu mâncați așa, tată? A, așa, vă simțiți acolo, ca în Africa, numai că acolo mâncați cartofi, barabuli fierte. Da, iau și acolo, ia. Vă place, mă? Hai, toată lumea aici, așa, la înghesuială, așa e bună mâncarea, ia. Aha. Bravo, tată, așa. Au și un fulic acolo, ia. Bun. O leacă de maioneză mai trebuie, niște castraveți murați și gata salata. Nu? Aha, așa, tată, când vă văd că vă împingeți, îmi pare bine, dacă n-am ușit degeaba. Așa, poftă bună, hai, vă las pe voi. Costelușă, e bună mâncarea? Aia la voi, și aia iață puternică, uitați-o leacă, înghețată azi noapte, e rece, rece, da. E, cum e? E bun costeluș? E, acum mâncați și faceți un dans mai târziu, da? Hai, să vă lăs acum, să mâncați și o căniță aici și o guliți, da? Îmi cer scuze pentru modul ăsta de a vă servi masa, dar e mai pitoresc așa, românești. Fac imediat niște treucuțe și să le pun o leacă mai sus, că... Parcă nu-mi place mie așa să-l amestec cu pământ, oricum iau nevoie la digestie și de pământ, că am văzut că mănâncă și de pietricele, dar prea să chinuie să sculeagă tot de pe jos. Da. Poftă bună și vouă! Să căutăm noi acum două laterale la fiecare. Ia să vedem că ies bună pe lateral. Perfect, cu domnul trebuie prea mare. Iată așa, ies. Să vedem. Dreptate întâi aici în partea asta. S-a scut o leacă creionul ăla. Ia să încerc eu să tai eu așa mai finus cu ăsta.
pus în dreptarea, ce se cuvine. Și imediat s-o închei. Așa. 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 Ei. Bun. Ia să vedem și din coașe. Până și o însăilă, moleac. Așa. Să vedem și eu ceva mai lung. Când am văzut că aici ceva mai lung. Trebuie să ne dau și aici tot așa. Bun. Așa, și pe univers. Haide mă măsăcilea, facem imediat, domnule, aici castroane pentru uiu. Făcut castroane pentru struț. Aproape gata este. Ia zi, dintr-un capăt de ăsta e bun. Pun așa. Hai, poate găsesc o lecuță, că mai lunguț. Mai lat, mai lătut. Ia zi, domnule, asta și cu ea. Asta e bună. A, asta e fundul de aici. Ce faci, Mihăiță? Ce faci, Mihăiță? Ia zi, domnule. S-o pun așa, da, ar curge pe acolo, nu-i problemă. Ar trebui o leacă mai lată, ia să vedem. Asta e cilea, ce e cu ea? Asta e, domnule, de aici, asta este. Asta e de aici, eu s-o prind și eu nu s-o, s-o tai. Uite așa. Asta e o leacuță de aici. Nu ești dreaptă la capătul ăsta, s-o pun cu capătul ăsta de aici, așa. Aia, cu altă treabă. Bun, ia să-i dăm șocilea. Și pe fund. Bun. Ia să-l tăiem acum. E sub tai și nu știam de ce nu, nu tai. Bă, Mihai, fii atent. Așa, ies din capătul ăsta, ajunge aici. Hei, frate, parcă e tăiat anume pentru treaba. Ia, numai o leacă să o șterg. Hei, spuneți.
Perfect, domnule. Să-i dau întâi aici urmă. Așa, ia. Să dăm și din coace unul. Așa. Să dăm și aici unul. Așa. Ia să vedem. Așa, ia să mai dau aici mai lung. Bun. Și să-i facem o șlefuire aici. Astea fiind zise, hei, costelul și unii aștate, ia să vedem. Faci o treucuță aici așa, te-o prindem. Pune mai sus, sau pe liațul ăsta. A? Și care-i treaba, nu-i bun ce-am făcut? Ha, o prindem așa aici. Hai, domnule, să o facem și pe a doua, ca să nu avem discuții, domnule, la proces. Ia să vedem. A doua ca să aibă toată lumea câte o trăucuță de asta ca într-o servit masă. De o troacă. Da. Ia să văd eu. Aici am mână. Procedăm tot la fel, frumos. Ia să dau acolo pe masa de lucru. Aici ești. Peti,
Și am rezolvat-o și pe asta. Nu e mare scopa. Nu e de aici. Nu e de aici. Dacă nu e de aici, nu e de aici. Asta e de aici. Uite așa e. Așa facem. Așa facem. Două mâini mă descurc greu, dar cu trei m-aș descurca mai bine. Da, merge și așa la două mâini. Bun. Tăiem acum. Bun, bun. S-a auzit aici, era între sede cu drujbile. Nu, că așa e, nu e cu asta, e cu. Da. Măcar nu poluiază fonic. Ia să vedem noi. Bun, așa. Ei, gata, așa trebuie, ca să nu mă s-o cu scurtele. Ei, eu, dar și curentează, mă, frate, mă, șpanul a intrat. E, mi-a ieță, are curent în el? Hai, leu. Hai, de capul tău. Să mă duc la foc, ca să stei. Haide, mă. Nu vrei? Hei, Doamne, s-o bloc așa să-și are. Uite-mă! Uite-mă! Ha! Ia-i-mă! Mă faci de rușine, am zis că ești eu cu așa cum și faci. Stai și dormi? Măi, faci gălăjit din loc. Ei, gata! Măi, ești așa două. Băi, e bun ce am făcut eu? Costelușul, e bun? Nicușor, tu ai. Dincolo la vare. Băi, bun și... Vă scărchinați, hă? Râie. Căprească. A, vă șegoliți, vă aranjați penile, da? Băi, și morcovul prin ele, cred. Nu mai puteți de bine acum. Aveți vitamine, minerali, săruri. Bravo, hai. Băi, stați cu minte. Eu și-mi faci ea. Mă, stai cu minte, mă. Stai cu minte, ia te rup. Ce faceți, mă? Dacă nu știți fac, stai cu minte. Hai. Mă, stați cu minte, am zis. Ia și faci. Hai, leu. Stai cu minte. Stați cu minte, am zis. Hai să fântez, măi, dau pe aici, vreau unul, două, ca să țină. Nu vă urcați deasupra pe ea, mă. N-am ce vă face, astăzi mai ciugulit așa, aoleu. Poate-mi prins de ureche, rămân fără ureche. Stai cu minte! Ai, Doamne, fierește, tot mă mău. Ai, bun, acum ce-am făcut eu aici? Aha. Dacă vă pun eu, vă strâng pe asta jos și vă pun acolo sus.
Am reparat greșeala, a? E. Ha. Da, ușor iar încetul. V-am văcat, să mâncați și de aici. Hai, să șoguleșe pe jos. Vă las o să fără mâncare. Uite așa la și gâtul făcut acolo de mâncare. Aha, ați dat de gustul lui, a? Că nu vă plăcea vouă să mâncați jos. Da, da, sunteți sătuică și eu v-am dat ca să văd. Mi-a plăcut că mâncați, sunteți lacomi și am zis că na, mâncați. Las că de acum vă fac rații, nu vă dau chiar așa de mult. O jumătate de kilogram de persoană. De cap de animal, de pasăre, da? Câte o jumătate de kilogram pe cap de pasăre furajată. Așa, mâncați, tata. Așa, bagați, v-am pus acolo niște floare a soarelui un pic, niște, da, de una de alta ca să vă păcălesc. La că vă învățați. Hai, pa! Ce ai făcut aici, Gigele? Ia să văd eu. Ia să văd ce ai făcut. Tot pe jos ai dat. Și să mai discutăm. Cartofi, ați mâncat? Da, ați șugulit de pe aici? Ați dat și pe jos? Ai de capul. Mai trebuie niște păsări, niște găini ceva pe aici. Niște păsări mai mici. Fetele, ce faceți? Vă pregătiți pentru o atată? Aha, tu ai cartofi pe cioc acolo, iotia. Tu ai cartofi aici pe cioc, ia. Gata, te-am prins. Tu ești cei care mănânci cartofi mulți. Ha. Lasă, vă lăs că sunteți stresați. Acum ați auzit gălăgii pe aici, drujbe, una, alta. Hai, mă duc la următori. Pa, Gigele. Ușor, cum stau lucrurile aici? Uite, ai o fetiță acolo care te așteaptă. Eu te dă din aripi. Aia îți pregătește să facă ou. Așa-i? Când faci primul ou? Zilele astea, nu? Săptămâna asta, da. E, ia uitați, nu o să poate, că e sătui acum. Da, mai dau și pe jos, n-ai ce le faci. Asta este. Bă, să spui babiețică, să mănânci frumos, cu furculiță, cu lingură, cu cuțit. Da, aha. Te faci că nu mă auzi. Costeluș, e bun? E bine? Și-am făcut eu aici? E, cam în calea voastră, dacă vă urcați pe șorubiță, atâta rău. Da, fac alta și îi mut locul ăsta. Sper să nu o străcați, nu? E, hai să vă zic și vouă la revedere, poftă bună. Și să faceți ou. Să faceți ou, ați auzit? Hai, pașă vouă. Măi, prichindelule, măi, ai luat o felie de tort? Ia, o luat și o pănușă de asta de porumb. Ia. Și mestecă și el acolo. Da. Deci o lăsat morcov, o lăsat tainul și ia uitați un pic, eu le alternez zilele când le dau coceni, când le dau lucernă, când fân și atunci trecând 2-3 zile când prinde iarăși o bucățică de, ia uitați cum se bagă acolo ea. Da. E, și prichindelul ăla de dincolo tot la fel, sunt mult făi și el ceva pe acolo, cât o avea ei dinți, dar de joacă. De joacă acolo, un pic. Poftă bună și vouă! Ia uitați-le cam cum se bagă acolo la pănuși de astea de porumbe. La tocătură de astea de pe câmp. Numai că la cocenii ăștia sunt și mulți ciucălăi, sunt și eu știu, tulpini care nu sunt tocate și atunci rămân, se face mizerii multe, da? Na. Pentru buna dispoziție a oiților și prosperitatea lor digestivă, ia că mai trebuie să suportăm și chestii de genul ăsta, facem curat, asta e viața, n-avem ce face. Da. Rămân multe reziduri, nu-i ca la lucernă sau la fân să consume aproape tot. Da. Mai sunt și produse nedigestibile și neconsumabile prin baloții ăștia de oceni. Faceți baie în gheață, mă? Da, le-am dat aici și lor morcov, și cartof, și porumb, și floarea soarelui mai puțin, mazări, grâu, tot ce vor ele. Mai le las câte o zi liberi pe afară, la iarbă verde. Bravo, Gigele! Ei, acum mulțumesc că ți-am adus morcoveti, măi băieti, cartofiori. Da, fetele, ce aveți voi aici? Da, domnule, bravo, Gigele, ești băiat de băieți, frumos, tată. Așa, bravo.
Ce băiat ești tu? Așa. Frumos. Cât ai să dansezi așa, Gigele? Hai să te văd, cât? A, fetele? E bine? Și faci Gigele aici sau nu? Nu-i bine? Așa, bravo, 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 Gigele, așa, tropotit atat, așa. Așa, așa, bravo, bravo, ce frumos ești tu. Mulțumim pentru spectacol. Mulțumim. Iar? Hai de mine, dacă ți-am mulțumit, vrei să mai bat o dată din aplauz? Vrei aplauză la scenă deschisă? A? Bis, da? Bis, 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 hai. Așa, bravo. Gata, gata. E, am ajuns și la solar, domnule. Am ajuns la solar, poate vă era dor, poate vă era poftă de ceva. Da. E, toate ca toate, ia uitați lufilii, ia. Lufilii care au rămas pe aici, spânzurate, atârnate. Ia uitați-le cum arată. Le-a sărit dopul de aici și trebuie curățate, domnule. Ia uitați-le. Da, ia uitați-le aici. Da. Sunt buni pureții ăștia de spălat, numai că mai au semințe ceva prin ei. O să-i curăț pe toți. S-au uscat parcă pană de corp. Da. E, și ce lucrări efectuăm noi acum astăzi? Da. O afânare a solului așa mai profundă, pentru că trebuie. Aici au mai rămas niște țelini, da, care nu prea au înghețat, doar frunzele alea bătrânii s-au veștejit și au rămas cu astea tineri. E, asta este, mai facem ceva lucrări pe aici că trebuie. Trebuie că, ia uitați, ceapa e verde, dacă punem ceapă, stătea bine. O să punem de acum ceapă, să vedem usturoi, salată, ridichi, ceva trebuie să punem, că stă terenul degeaba și construcția, domnule, construcția asta, da. Greu-i pământul, domnule, de lucrat. Hai, uite așa, pe haiță până când se termină. Învârți pământul așa, dacă nu-i învața cartea asta-i viața. Anul trecut, că a fost târziu, când am luat solarul, n-am mai reușit să mai săp pământul. Am băgat numai freza și s-o cunoscut. Nu a fost afânat terenul, ia uitați, le duplic și acum. Da. Ei, cam așa o să lucrez pe tot. Și așteptăm să mai încălzească. Vine 14 februarie, 24, 1 martie, 8 martie. Ei, gata, o trecut anul iar. Vine Moș Crăciun. Uite așa. Ui. Asta e viața de țărava. Dă-te zua cu pământul în nas.
sub unghii. Nici nu se mai cunoaște gunoiul care l-am pus anul trecut. Să aduc și gunoi. Când o să dau cu freza, o să bag și gunoi aici. E greu cu pământul, domnule. Domnule, e greu. Asta e viața, faci mișcare. Aoleu, să vai de mine! Miroasa chipăruș! Ardei! Roșii, castraveți! Aoleu! Aduc eu la anul gunoi de la oiețile mele, de la muflonie aici. Facem, domnule, circuit închis la gunoi, la gunoi, la îngrășământul natural. La ce înseamnă circuitul materii organice în natură. Ia să vedem. Aici e bătut. Ia să vedem. Deci, cam atât. Nu mai e mai mult, că nu are niciun rost. Uite așa. Ia că am sapat și solarul. Ca să... Ia cu asta l-ați deschis. Să intre o leacă gerul ca să digere tot pământul ăsta, să frătezească, să afumeze. Eu mă aduc cu noi și pe urmă dai cu freza. Dai cu freza și imediat băgăm la plantă. Mihaiță, ai vacanța asta, da, sunt vacanța cu weekend la solar, la noapte doarmi întors, asta e viața, am mai zis-o, n-am învățat carte, acum taci și întoarce pământul idos, uite așa. Asta e viața de agricultor. Din pământ suntem făcuți în pământ, ne ducem. Și din pământ trăim. Fără pământ nu o să există decât laborator. Se finește.